Salutare, oameni buni, bine ați venit pe Fane și Câinii. O zi în forță aici de primăvară la Neam Marin, ne apropiem de stână. Ia uitați ce frumos. Să trăiască Neam Marin! Hai, bună dimineața! Începem în forță, o zi în forță. Bine ați revenit și bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Salut! Bine, foarte frumos aici la noi. Am început în forță această primăvară. Avem aici toate mânzările băgate în obor. Haideți să mergem să vedeți toate mânzările noastre care le mulgem. Suntem doar în doi. Sunteți la mulți acum. Da, mă așteptăm un băiat să vină, dar văd că a întârziat. Cred că s-a culcat pe fusta femeii. Ce să facem? Asta e. Să mă uităm lucrurile astea. Da, da, da. Ia uitați aici ce frumos. Ce faceți, doamna Ancuța? Da, dăm sugă niște ieduți. A pătat... Are ieduți asta aici? Da, are niște ieduți mici și dăm să sugă la ei. A pătat prea târziu. Prea târziu? Prea târziu, da. Și nu îi dăm să îi omoare câinii, să-i mănânce, așa, e cliniții. Ia uite ce exemplar aici, capre și voi. Ia, Marine, voiam să te întreb o chestie. Cam ce semne așa îți dă câinii când vine ursul sau când ai o problemă în trugă? Domnule, sunt mai multe semne care se poate da, adică care îți poate da câinii, te avertizează. În sensul animalului, al fiarelor sălbatice, când apare o fiară sălbatică, câinii care sunt mai bătrâni și mai deștepți, îl simte de departe pe urs. Trage pe nas unii câini. De exemplu, am vreo câțiva care știe, îl ia de departe, îl trage pe nas departe când simte. Și mai mult de atâta, asta ca asta, ar mai fi despre și altele, mai mărunte, dar vreau să vă spun un lucru care poate mulți nu știe. Și ca să știe și să țină minte de la mine ceea ce spun eu acum, să țină minte că așa îi se întâmplă. De exemplu, când vei vedea un câine că stă cu burta în sus, cu picioarele în sus, să nu credeți că îl doare cumva burta sau capul și de aia stă cu burta în sus. Ăla este un semn că la timp de 3-4 zile îți moare o oaie sau o capră sau un animal în tărâla ta. Sau, dacă ești la munte, ori vine lupii și îți iau oaie sau ursul, deci, cu siguranță, ți se întâmplă un necas când ai vedea câinii cu burta în sus. Uh-huh. Am învățat de mic copil. Eram la oi, aveam 12 ani și dădeam oi la ușă, tocmai undeva la noi, la fundul mirii, spunea. Cu feții nimănui acolo. Și eram cu toți ciobani mai în vârstă, bătrâni oameni. Și eram copii, dădeam la ușă, în strun. Ei vorbea de ale lor acolo, dumă. La un moment dat, din sus de oi așa, deci de ovorul oilor, era un câine mare, carpatin, vână. Stătea cu burta, au fost cu picioarele sus, lângă ovor. Dar unul din ei, când a auzit, când a văzut, zice, mi-a tică voluia, zice, un păstel mărbucean. Zice, păstele, zice, vezi câine ăla că stă cu burta în sus, ăla-i semn rău, zice. Peste 3 nopți, 4 nopți, o să avem o fagumă mare, care să ne intre rupi în oile. Așa s-a întâmplat. Dar asta nu e doar o superstiție, e un fapt concret. Minte, când își vedea câinii cu burta în sus, ăla s-a dat un semn că s-a luat lupul aia la 3 zile, 4 zile, sau ursul, sau șacalul, sau zmoarul animalul. Să țineți minte, asta e un semn de la câini adevărat, ce vă spun și eu. Și nu poți să, când știi semnul ăsta, nu poți să previi, dacă îl vezi, nu poți să previi? Nu poți să previi nimica, e lăsat de la Dumnezeu să fie. Se întâmplă, cu siguranță, nu scapă. Nu scap ca să nu-ți mănânce ursul sau lupul oaie când vrea câinii cu burta în sus, nu scap. Cu siguranță vă garantez. Deci am întâlnit unul, dar pe ei mori. Și cum v-am spus, ca să vedeți cum am știut de mic copil treaba asta. Și
Și zice, da, uite pe stele până cu burta, o să vezi ce peste 3-4 ori, zice, o să avem, o să avem necază. Avem pagul, să nu avem lupi, sau lupi, dar lupi, că de lupi era mai rău. Câine aveau puțin, avea decât, avea ăla, neachică, la mai bătrân, avea 3 câini, bun câine. Aveam și eu, ca copil, aveam și eu un cățelu, și acolo un cățelu, un drum. Iar îmi aminte că eram ursăcios, să-l luasem după o babă de mic, l-am crescut, cu drag și eu de câini, că aveam drag de câini. Și îl aveam legat acolo, aveam obor de sus de stână și îl aveam legat de sus de stână acolo, de sus de obor la urmă. Și, în fine, ăsta a plecat acasă la Corsel Mărbucel, a rămas cu neatică bălure acolo. Și până la vreo 3 nopți, 4 nopți exact cum a zis omul ăsta, băi, fraților, m-am trezit pe la două nopți, pe oaseră zi, pe oaseră rău. M-am trezit pe la două noaptea într-un lătrat de câini și pe el hăia într-un mal mai deasupra acolo așa, s-a ținea cu felinarul, că avea vreo 400 de oi avea atunci. Cu felinarul s-a ținea la jumătate din oi, că jumătate nu mai era, jumătate a venit lui de intrat în ele și le-a împrășteat pe un vale. Și a început să o omoare la ele pe acolo. Câinii alergaseră și în toate părțile, dar erau câini puțin, nu era forță, erau numai 30 câini. Și m-am dus, am ieșit și eu afară, dacă m-am trezit, am ieșit afară. Am luat o lanternă, am găsit o lanternă, eram îmbrăcat într-un trenic, așa că mă mutaseră de ziua, de dei. Și e de lucru. Și ce credeți că am ieșit și am auzit pe omul acolo, cum stătea cu felinarul în mâine și cum striga. Striga la câini, ține și ține. El s-a ținea să nu fugă oile alea, să treacă spre fundul muntelui, că ne prindea lupii și cine știe câte mai ura. Am ieșit și am strigat, zic, ce e voi neatică acolo? El când m-a văzut a prins curaj, știi, zice, hai pă, marinile, hai pă, zice, hai repede în coace. M-am dus, cu lanterna, m-am dus și l-am ajutat pe urmă. Zice, hai să băgăm oile astea în strungă. Lângă noi, după ele, era un roi pe acolo, așa, în strungă. Și m-am dus, hai, dăm după oi. Păi, frate, când a trecut un câine pe deasupra oilor, s-a speriat cu ele de câine, deja era speriate. Când a venit cu ele peste mine pe o coastă, pe norul ăla, m-a amestecat cu pământ, deci m-a luat în picioare, oile alea m-a dus târâși, vreo 100 de metri m-a dus târâși, în picioare lor așa, ele speriate, îți dai seama cu ce viteză a venit peste mine. În fine, m-a scoat de acolo așa cum era mult murdar de noroi și le-am băgat în altă strungă, le-am închis spalea. Era o stână mai încolo lângă noi, vecină cu noi, ne-a cosit pe Cristinescu, a murit până Iurie Cristinescu. Și câinii la aer, la stâna aia, s-apropiase de stâna noastră ca să-i ajute pe ăștia, că a văzut ce lupărai, ce prăpăd era la noi acolo. Un vârstoc de oi a venit oamenii dimineața cu ele, cu vreo 80 de oi, după-n partea, după erupție, după acolo. Când m-am dus dimineața cu omul ăsta să adunăm oile moarte, după acolo erau vale pline cu oi moarte. Le sărise lupii și gârla, și era gârlă mare, care venea la fundul mirii. Le sărise lupii pe unele, le tărise și peste gârlă, vreo 200 metri mai încolo tărise. Ia uite, ce e. Și de atunci vreau să vă spun că am remarcat lucrul ăsta, că acel semn, când o sta câine cu burta în sus, deci nu scap. Se adeverește mereu, nu? Deci nu scap, să țin minte de la mine, deci nu scap când o sta câine cu burta în sus, cu siguranță ți-a la 3 zile, 4 zile urs oaie sau lupă oaie sau zboară oaie, sau, deci cu siguranță un semn de moarte. Da. Întorna ta la, în animale. Că țineți minte lucrul ăsta ce vă spun eu. Și asta a fost o întâmplare de mic copil care am înregistrat și am remarcat lucrul ăsta. Prima dată când aud chestia asta. Sunt multe și în ciobănia asta. Sunt foarte multe de desubturi care mult nu le știe. Sunt foarte multe de desubturi care mult nu le știe. Eu le-am trăit. Le-am trăit pentru că așa mi-a fost dedicată viața mea să fiu ciuman. Da. Asta mi-a fost dedicată în viața să fiu ciuman și să nu fac altceva decât asta am făcut în viața. Chiar dacă n-am fost cioban, adică n-au fost părinții mei, au fost ciobanii, mă trag de neam de neam de cioban, mă trag, dar puțin știe din ce spiță mă trag de cioban, ce le spun ca să știe mult, din ce spiță mă trag de cioban, a fost un moș al meu, moșul meu, îmi venea mie moșul. Deci cei bătrâni mai știe, dar cei tineri nu mai știe. Asta vorbesc pentru locuitorii de acolo de unde am trăit în Sartimești. Mamaia, măsa lui mama mea,
avea un frate și îl chema Gheorghe al Cucu, stătea undeva mai sus acolo, așa era un cartier de casă, spunea în Ceauș. Ei, Gheorghe al Cucu ăla a fost moșule, deci din partea lui ăla eu m-am aruncat să fiu cioban. Deci mi-a rămas urmă, ca eu să fiu cioban din partea lui neamul mama. Da. Deci, și a fost un cioban, am stat de vorbă cu ciobanul bătrân care l-a cunoscut pe Gheorghe Cucu, care a fost în muncă cu el la oi din alte sate. A fost aici un Ion Călin care a fost lângă mine aici. A fost la oi cu acest moșul meu, cu Gheorghe Cucu. Eu nu am atrag de cioban. Părinții mei nu a fost. Părinții mei nu și-a dorit să mă vadă la oi, dar mie mi-a plăcut. Am fost înrăit de mic să fiu cioban. Am fost înrăit. Da. Mi-a fost drag, am copiat pe mulți ciobani, mi-a fi dorit de mai mic să fiu, adică să am eu spina mea, dar n-aveam putere, dacă părinții mei nu m-a ajutat, nu voia. Când m-am făcut mai mare, mi-am luat eu, cum să zice, viața în mâini, mi-am luat viața în mâini și am început eu cu spina. Într-adevăr, este și greu ca efort. Dar trebuie să-ți placă. Nu este greu nimic dacă îți place. E adevărat. Dacă îți place, nu este greu nimic. Acum, pe exemplu, câte oi și capre sunt de mulți? Aici, acum, știți că sunt aici? Cred că vă 400 cu tot de mulți. În ceva? Uitați, avem 4 bidoane aici, care trebuie să le umple. Astea toate trebuie să le umple, 4 bidoane de la. Și cam cât vă ia? Două ore și eu. Două ore și ceva. Mai era, în doi? Acolo. Aha. Eu mai repede. Și de obicei dimineața la cât vă apucați de mult? Nu mă gândesc. Până nu fac somnul, dacă nu fac somnul, nu mă scol la 4, mă scol la 5. Nu mai pot, mă scol la o dată, nu mai pot de câteva, nu mai pot să mă scol. Dacă nu fac somnul, mă scol la 5 jumate, dar mai atârnă, leagă până face femeia o cafea. Până plecăm, până ne pregătim, la 6 și ceva ne băgă la 8. Ies până la 8 și ceva, mâncăm liniștiți, până la 9 și va plecui. Da, am iarbă, am iarbă. Oile mele la ora 6 vine singure. Nu-i ca alte zone, se grăbește repede, hai să le mânci la 4, la 5, hii, pleacă cu ele, să vii. Eu nu mai fac efort, de la când mai merge. Dar când ieșiți cu oaia la pășune, oile, caprele, în cam cât timp se satură ele? Dacă ai iarbă, vine în 3 ore. În 3 ore sunt sătule, da? Vine în 3 ore, mâncam eu iarbă bună, în 3 ore oile mele se satură. Și după ce se satură, ce fac? Ele mai dorm? Mână, nu doarme. Mână se tragă către târlă, să vie acasă la prânz. Doarme, știi cum doarme, dacă în cazul în care e căldură mare, se bagă de umbră. Uh-huh. Atunci doarme. Atunci doarme. Să-i iau să-mi placă de mor, nu e toate bune, nu e toate.